Am revenit la frumoasa emisiune și vorbim despre lucruri serioase, lucruri pe care eu și Radu nici măcar cu puterea minții n-am putea concepe sau cuprinde, cum s-ar zice. Cuprinde, pentru că să facem noi așa ceva. Avem spațiu mare în cap și creier mic, de aceea lăsăm oameni inteligenți să inventeze cu adevărat lucruri utile și eficiente. Bună dimineața. Bună dimineața. A venit domnul Liviu Minescu la noi cu o grămadă de invenții. Avem trei mese pline de lucruri inventate de dumneavoastră, da, sau cumva dezvoltate. Inventate de mine. Perfect. Haideți să altele, vorbim că ați dezvoltat multe la viața Hai să dumneavoastră. Luăm prima dată cu bioara. O luăm cu bioara și numele dumneavoastră. Liviu Minescu. Este vorba despre o bioară. Așa. Da, așa. Dumneavoastră ați inventat-o? Nu, eu am inventat partea de memorie înăuntru. Așa, ce face vioara asta? Se încarcă. La ce e special? Se încarcă. Se încarcă la soare, a spus dumneavoastră. Încărcare solară. Cum, vrei, cum adică să încarcă la soare? Da. Are un... fotocelulă. Deci, asta e o fotocelulă? Și cântă singură? Cântă singură. Și să cântați? Să mor eu. Hai să facem de unde ești, vrema tale? De la Piciorul de Munte, astăzi. De unde e? Piciorul de Munte, Piciorul de Munte. La Piciorul de Munte. Acolo lângă podul ăla? Acolo așa. Pe unde e, vrei, Piciorul de Munte? Între Târgoviște și Găiești. Ai sudat azi noapte? Că am sudat ăla, că am stat până la 3 în viața. Ai sudat. Și Gigi Becali, când a avut meci, n-a putut să doarmă cu Rapidul până la 3 noapte, la fel ca matale. Ia, vrei, ce ai mai inventat? Chitara asta ce e, uia? Ce are special? Știți să chitară? Eu? Uite, vă punem în brațe. Haideți că încerc eu. Încercați mă. Lasă-l pe Robert Todor că și-a găsit tatăl. Hai să vedem. Avem volum aici, pe citară. Ia. Direct? Ia. Trebuie să dea volum. Ia să vedem. Să dea în regie. O să dea. O să dea. Nu că se aude deja, se aude pe fundal. Asta e, cred că e ACDC după. Păi și cum ce se aude? Stai așa un minut, se aude pe gâmer fără fir acum. Hai, lasă-mă dracu, e wireless? Păi da. Ia. Câte singură. Iartați-mă, suntem... Ce are? Dați naibii, ce să mai... Îmi place? Îmi place mult de tot, dar dumneavoastră. Îmi dau o petrecere. Și becul, îi pun și bec? Da, domnule. Dacă ai rămas în pană de curent, are ce vreau să vă zic. Ia. Chitara are 3 doze electromagnetice. Bă, lasă-mă, dreacu, că mă dai pe spate. Să vă spun care e treaba. În momentul când vreau să cântați, da, cu baza vibrațiilor de la doze, ia produce o anumită tensiune electrică și scoate 220. Dă-o, dracu! Stai că invenția, bă! Cum le face? Cum le face? Chitara! Bre, dar cum le visezi? Vreau să prind becul, vreau să cânt la chitară, deci se aprinde becul. Le visezi? Hai că luăm un bec de sapă. Aliviu! Le visezi, bre? Le visezi. De ce nu vibre la Ai Umor? Că e duminică final acum. Finala? La Ai Umor, da. Ajungeai? Haideți, domnul Liviu. Eu cred că sunt mai bun decât Ziproc. Ați pornit-o? Ia uite! Cu lumină în muzică! Doamne Elena! Auziți, domnul? N-are bateria asta pe unde? Nu, n-are nicio baterie, arătați-mi noastră. Cum faci, mă, cum faci? Din cauza, datorită da, acordului, da. Uite, vă arăt acum. Ia, arătați-ne cum care e. Băi, lasă-mă, dracu. Să avem o lamă? O lamă, stai așa, un pic, găsim. Eu acum am dat de matale, să știi. Acum ai dat, da? Zău, dar nu ești fantastic. Așa. Uite cum se prinde. Uite, bă, e magnet, bă. Pe bază magnet. Auzi, vrei, dar poți să faci și trenurile alea din China, să mergem pe magnet, să circulăm mai repede? Pe nu poate face, dar trebuie să vrea ăștia de sus, pe pernă magnetică. Nu e că ăștia ne omoară nu și pe... Nu e, bă, bă, distruge o industrie, lasă-o să se consume. Haideți, deci, domnului, domnului, să trecem mai departe. Ce avem aici? Avem asa după aia. Dacă nu e să mai ține. Mai ai? Deci, priviți cât ține. Ține mult, ce să mai... Hai că se termine emisiunea dacă stăm după bec. Cine? Stai că sună, putem o altă invenție. Stai așa, mă. Ce vrei? Livia? Da, da, e... Cine? E fata mea. Livia! Suntem o bebe. Vezi că tăticul tău era neața cu Răzvan și Dani, uită-te și tu acum. Nu e, poate, e mașină, n-ai pe ce să vadă. A, e mașină? Ce ai fată, nu mai răbdare? A venit poliția la tine? Și că e poliția în față. Păi așteaptă că suntem în emisiune, în direct. Ai un tată extraordinar. Să-i ieși ceva de gură, să nu mai vorbească. Da, da. Așa, domnul Măresc. În partea aia, lasă pe asta, că se termine emisiunea până da, are. Da, după aia, cu vioara. Păi cu vioara nu ne-ai arătat? La hai să vedem cu vioara, că încă... și vioara de curent. Imediat, vioara asta numai, ce e, bine? Asta ce e? De unde e? De la chinezi? De la chinezi, dar ai făcut-o modificată. Ia să-i dau un pic de semnal. Hai să vedem. Ia, se aude și asta? E automat, să dați dumneavoastră, știți să cântați la vioara. Da. Nu știu, dracu, nu știu, abia aștept să vorbesc. Să-mi dea drumul la volum. E? Ia, dă un pic. Să-mi dea drumul din regie. Stai, dracu, mă, mă dor urechile. Păi nu se aude. Se aude, da. Se aude, se aude, se aude. Nu se aude. Mai tare, da. Băi, băi, omule, băi, ești fantastic, băi. Ia, mai tare volum. Mai tare volum. Deci asta... Ia-o.
Asta e melodie cântată de vioară. Da, da. Că știe. Bravo, foarte, bravo. Așa un pic, dacă știi să cântați și cu voce. Nu. Știe, știe. Am un Robert Dorn și Rosol. Ia-o, scoate. Și un pic volum mai tare, pentru Antena 1 aici, Andrei. Vioara numărul 1. Ia asta, mă! Dacă puteam să faceți o horă mare aici. Și pentru Sorin Popa de la Ai Umor. Da, Sorine! Da, Sorin Popa, pentru tine melodia asta, să mor! Haide, mă, că viatule, lasă-l în pace, că mai avea de mânzare. Pentru Antena 1. Băi, tâmpitule, lasă, domnul Liviu. Hai, imagine pe microfonul ăia primit, ia uite acum, și pe domnul George Ciucioiu. Domnul Liviu, da. Dar n-ai, ai microfon aici? Ai tot ce vrei. Zău, unde e microfonul? Frumos, frumos. Hai să fie ceva departe, că mai avem multe. Am o adevărat poză de influență. Înțeleg, e inventată vioara, dar se aude și sambalul. Păi, e toate aici cu negative, cu tot ce vreți noastră. Ai, are cu negative, cu tot ce vreți noastră. Unde ai fost valizile de-astea pe mâncate? Mâncați în gura ta, băi! Păi, e genial, băi! Haideți, domnul Liviu, să trecem mai departe. Gata. Haideți la masa 2, avem microfoane. Hai să vă arătăm una și mai tare acum. De ce arată microfoanele astea așa? Deci, are, ăsta e un microfon stereo. Da. Ce înseamnă stereo? Ascultați și noastră. Dacă ați auzit vreodată în calitatea asta, sunetul pe care se aude aici în microfon. Eu? Ia să vă, ia pune... Să n-aud pe doamna Elena pune în cască, că zice direct. Așa, imediat. Ascultați și dumneavoastră. Ia că m-a apăsat în greșeală pe asta. Nu contează. Ia dați-mi, domnul. Mamă, cum se aude. Se aude, frate. Nu cred, dai din ăsta. Păi, dar și ăla e... Ce muzică vreți dumneavoastră? Da? Aici avem tot ce vreți, populară, ușoară, aici avem aici un întreg. Ia, băgați altă melodie. Da. Păi ăsta e un MP3 player. Nu, e cu memorie, cu tot ce vrei. Ia uite ce ne-a băgat. Nu prea, dar încerc. Păi dă-o negative, dacă vrei. Dați-mi un negativ. De populară. De populară. Orice, orice vreți. Imediat. Ramona! Mamă, cum a lăsat Ramona. Vede ce, un playlist întreg acolo. Băi, noi e tot pe gând. Și poți să și cânti? Da. Ia uzi, ia bă. Un, doi. Merge? Nu te auzi. Da, da, nu trebuie să dea volum la microfon. Să ne dea volum, dați-mi. Da. Domnule, nu te-au. Doi, doi, doi. Se aude? Se aude? Nu se aude. Ia uzi, asta, pe asta o știu. Unu, doi. Ba da. Doi, doi, volum mai tare. Te aud, te aud, da. Dă-ți mai tare. Merge, băi. Unu, doi. Da. Hai, da. Ia, ia, bagă, băi. Dar negativul ne trebuie mai tare. Cum îi dăm negativul? Nu, de aici, ca să te aude. Ia uzi. Așa. Mărioară. Asta e, nu? Din la Gorj, mă! Asta e, da, sunt oameni! Ascultă negativ! Mărioară! Din la Gorj, mă! Vino, mă! Ia la mica vreo doi scoți și nu te iubi cu toți. Ca la Antena 1! Asta e! Ce să mai, dacă ne întrebăm de unde a plecat inteligența artificială, cu siguranță a plecat de la domnul Liviu. Noi avem ceva de prezentat, da, domnul avem, Liviu? Da, avem, avem. Să intrăm în publicitate. Deci, nu mai dăm microfonul. 4K. Carteră simplu tot. Microfonul 4K. Microfon 4K. 4K nu e doar 4K. La imagine. 4K, nu, 4K la imagine. Păi și unde dă imagine? Deci trebuie să dau pe HDMI. Trebuie să plec cu semnal pe... E și telefon? Așa, deci plecați cu HDMI telefon, cu tot ce vrei. Și telecomandă. Deci telefonul ăsta? Păi și telefon. Dă-o, dracu. Incredibil. Și el transformă imaginea 4K. A fost pentru prima dată prezentat la Antena 1 cu 5 ani de zile. Țin minte, da. Prima transmisie după microfon, cu Facebook, cu internet, cu tot ce vrei. De ce nu vibre la Umor? Câștigi ea 20.000 de euro, hă? Te bagi? Nu mă bag, lasă acolo să-și facă treaba. Să mor eu! Păi, faci avioane. Păi nu, dar fac avioane, dar începe să facă mișto de mine asta, doamna Delia. Doamna Delia? Nu, cred, eu cred că ea e mare fan inventor. Păi dacă eu i-am arătat pe ce se dea să face și el la microfon, adică am inventat la ansamblu de microfoane cu memorie internă acum, în 2006. Păi luai pâinea de la gură și de asta, ce dracu că vii direct cu de asta. Păi cu o scură de asta nu mai are nevoie de orice, să avem când are tot ce trebuie. Domnul Liviu, vă mulțumim frumos, trecem repede în revistă. Invențiile care i-au adus celebritatea domnului Liviu Minescu, frigiderul care produce singur curent, mini găleata de curent, microfonul care distorsionează curent, găleata care produce aer, a inventat frigiderul care nu are nevoie de alimentare în priză și geanta de aici, și de față, diplomat, o grămadă de lucruri, pentru că este inspirată, inspired by Liviu Minescu. Felicitări, vă mulțumim frumos. Iubire. La cât mai multe invenții și cum a zis și... Unde te găsesc oamenii, domnul Liviu? La picior de munte. La picior de munte îl găsim. La picior de munte. Mergem și noi la picior de platou, că ne așteaptă Ramona. Mai puține cuvinte pentru următorul live, pentru că l-aș lega lejer cu ce s-a întâmplat aici în platou.